Suntem obosiți, fiindcă vorbeam prea mult. Și mai ales teatru. N-am făcut un teatru de vorbărie, am făcut un teatru de stricare a vorbăriei. Și mai ales ultima piesă, unde e limbajul complex pierdut și nu sunt decât sunete incoerente. Și fiindcă limbajul teatral nu e pentru toată lumea, trebuie tradus. Da, numele mai mult m-am plictisit și mai ales vorbărie. Pentru alt motiv, simțeam nevoia să schimb de sistem de expresie și să spun același lucru, cum l-am spus în la vas, am vrut să spun același lucru cu alte mijloace estetice. Sunete incoerente. Da, m-am plictisit și m-am ales de vorbărie. Toate că fac vorbărie. Și pentru alt motiv.